Superliga vă este oferită de Superbet. Bună, bună preluarea asta. Și mai departe continuarea. Mingea pusă bine pentru șutul pe lângă poartă. Ștefănescu. Ce ocazie ratează Ștefănescu. Ștefănescu care are în cariera sa 3 goluri marcate în poarta farului Viitorului, ca marcat și cu Viitorul. Asta e ocazie mare de tot. Dar bun Dumitrescu aici. Bun aici, într-adevăr, bun. Bun și timingul. Adică e adevărat, dar vezi că lipsește Duso. Adică vine Grigorian aici care... Dar nu, că Popescu joacă dreapta, să știi. Păi da, uite-l pe... Ah, e Grigorian, da. Dar și Grigorian nu știe să se apere. Vedem pe Grigorian. Grigorian în centru, e bine plasat cu Jocaru. Și pe partea înaltă apare Luis Munteanu. Luis Munteanu, Luis Munteanu, dacă dădeai din prima, Luis Munteanu, mulțime de calități nu putem pune la îndoială asta. Dar a avut nevoie de o preluare în plus. Pressingul ăsta este doar cu două tăișuri. Când farul scapă, din încercuire, e periculos să trecă. Era în poziție bună și Cojocaru, o pasă dacă îi dădea, că vedem de pe partea cealaltă. Sigur că câștigă mult mai mult decât aici. Bună centrare! Ce bună și ce gol! Poartă! Autogol are? Hai să vedem, că încă n-a arătat. Să vedem ce dă, se uite și la arbitru asistent, cum va-i fault aici. Loroian ăsta. A fost primul lui gol din carieră la nivelul publicului. După reacția publicului, golul... Se așteptă o reluare. Oricum avem VAR, nu încă pe discuție. Dar să vedem că e important. Cred că a dat fault în atac. Eu cred că a dat fault în atac, Ivulete. Stai liniștit să verifici că este un lucru. Ia să vedem. Ofsa de aici nu e. Nici aici, evident. Ce bună centrarea asta. Care-i faultul? Nu știu dacă n-a fost faul, nu la portar. Care-i faultul? Nu văd. Nici eu nu văd. Aici, uite, asta e bun. Dar nu e... Și nu văd niciun fault. Să fie doar dacă l-a împins acolo pe Ganea. Doar dacă l-a faultat pe Ganea, aici. Cum? Asta e fault? E puțin târziu. Dar fii atent că dacă nu e nicio fază clară, rămâne la 0 chivote că a dat fault. Mie nu mi se pare că e fault. Acum poate că nu văd eu bine, nu știu să zic. Bă, reluare avem. Bă, știi ce se întâmplă? Ganea cade. Nu înțeleg de ce. Se rupte arăși Grigorian pentru minge. Balon pierdut ușor, excelent. Fault galben. E fault, îl ține acolo pe Ștefănescu. Eu zic că dau gol degeaba aici. Asta mi-ar plăcea să dea gol. Eu zic că dau gol degeaba. Mi-ar plăcea să dea gol aici, ca să vedem. N-are cum. Hai să vedem aici. Deci n-are cum, nici măcar nu se bucură foarte tare lui Munteanu. Eu zic că n-are cum să fie gol ăsta. Dar Hagi se bucură? A văzut și el? Deci eu zic că n-are cum să fie gol. Asta e interesantă. Asta este interesantă. Dacă acest gol se validează, toate reușitele farului din play-off îi aparțin lui Munteanu. Da. Dar eu zic că este fault. Hai să vedem. Nu, aici degeaba dă eroare. Aici e târziu. Da, lovește mingea bine. Nițui se aruncă târziu. Sigur că e surprinzător șutul. Fără elan, dă din prima, vine deci mingea. Nu, asta e reluarea care mă interesează. Nu. Asta e o reluare. Asta e reluarea pentru gol. Pentru gol. Da, Nițui a dormit. Gata. Incredibil. Asta e fotbalul, rezultatul este total nedrept, dar ăsta e fotbalul. 1-0 pentru Farul. Ștefănescu a luat galben pentru proteste, al 10-lea cartonaș galben. Sigur că primul din play-off. A luat galben pentru că l-a tras de tricou acolo. N-am văzut cine, Cheiroș, cred. Mi se pare o decizie greșită și este gol egalizator imediat, marcat de Șafranco, 1-1. Știi cum ar zice unii, s-a făcut dreptate, știi? Să vedem, să nu fie ceva la ăsta.
Nu mai înscrisese din 27 octombrie, prieteni. Avea nevoie de această reușită. E al cincelea gol. Ce bâlbâială în apărarea farului. N-a reușit nimeni să respingă mingea. Au respins-o odată. Galben pentru cineva de pe bancă. De la Șepși. Da. Cred că pentru faza aia. Păi normal. Cred că nu o vedem. Și n-am văzut de luare nicio secundă. Nu înțeleg cum. Să știi că a făcut un meci bun. A făcut un meci bun Dumitrescu. Foarte bun, da. A făcut un bine, are față și un jucător care nu e fundaș data de meserie. Ar fi oarecum logic să-l domin, nu? Așa mă gândesc. Bine, a lovit-o... A lovit-o în cap. Da. A intrat și nu mai contează. Să știi deci că nu poți să lovești mai care-i culmea? Poate că dacă o lovea bine, ce-o dădea peste. Cineva, dădea de acolo. De-a latul terenului. Nu era centrarea și mingea se duce în poartă. Dumitrescu poate mingea în poartă. Deocamdată e 2-1 pentru Șepși. Să vedem să nu fie cumva offside la Dumitrescu. Centrarea de foarte bună. Bună. Mă, nu-i rău. Nu-i rău meci făcut de Dumitrescu. Nu e un meci rău, îmi scrie rar oricum. Nu mai scrisese din aprilie, de un an. În 15 aprilie, sezonul trecut, când îmi scria împotriva celor la CFR Cluj. Asta să vedem, încoată. Centrarea lui Ciobotariu. Aoleu. Parcă e cineva acolo. Cred că era Popescu, cred că era Popescu care scotea din offside, cred. E greu, stai să vedem cine dă minge aici. Deci îl lovește mingea pe Șafran cu umăr. Da. În umăr îl lovește mingea. Și când dă el, unde e Dumitrescu? Unde e Dumitrescu? Aici e clar. Ce grea asta. Nu știu dacă lui Popescu în fața lui, dar este acolo, lui. Acolo e. Lămuriment. Acolo. Și ce mai avut un gol anulat, cel al lui Oroian. E important ce decizia. Offside. Offside. Rămâne 1-1. Offside. Două goluri anulate pentru Șepși, da? Nu avem ce comenta, asta e situația. Ia-te, ne dă liniile. Da, uite, ne dă. Ei, asta din stânga nu ne-a ajutat foarte mult decât să bănuim, dar pare mai degrabă offside, așa e. Și din ce se vede ochiometric. De la mare distanță. Da. Atunci când farul construiește. Și asta se vede din acțiunile pe care le fac Constanțenii. Luis Munteanu! N-a ajuns Rivaldinho. Eu cred că a vrut să dea la poartă. Aia da, dar putea să o ciupească Rivaldinho. E clar sigur, că asta a fost ideea principală. E periculos, mă. E periculos, Luis Munteanu. E periculos. Dar bună asta, bine, deschide jocul vân aici. No, era de parte. Formidabil. Pe unde a putut să treacă? Nu, se uită la poartă. Ce? Era cu dreptul, cu interiorul. E greu să dai gol acolo că... La noi. Ce eroare aici. Cheiroș, cred. Și vine un șut alături de Beliuh. Frumoasă execuție. Bine, cred că e corner aici. Și prea mie protestează așa vehement. Da. N-a văzut. Aici dar să știi că astăzi n-a fost pe niciun de grameni. Da, e corner? Da, e corner. Era în poartă. Era în poartă. Era în poartă dacă nu scotea pe asta. Era în poartă. Nu poți să-l lauzi vese Buzbuchi. Nu poți să zică Hagi ce intervenție a avut Buzbuchi. Că corner. Recunoști că era corner, da. Atmosfera e plăcută, deși oameni sunt puțin ce cadou. Luis Munteanu. Bară! Incredibil. Ștefan, ce pasă de gol i-a dat Ștefan lui Luis Munteanu. Da, lasă așa că era nemeritat, adică da. Și a avut timp. A avut suficient. E, spune tu că ai mai văzut așa ceva. Dar nici măcar spune, n-a alunecat. Nu, dar nu zice, vrea să o dea cuiva. Dar nu era nimeni lângă el. Nu se uită nicio secundă. Pur și simplu. Nu te uiți, dacă nu uiți privirea din pământ, se mai întâmplă de asta.
Au avut și două goluri anulate, au avut un pic de ghinion. Centrare e bună și este o ratare monumentală a lui Debeliuk. Nu știu dacă nu s-a încurcat acolo, dacă nu l-a încurcat cumva Gianfranco. Nu e o scuză că până la urmă a apucat să dea, dar fix în brațele lui Dumfries. Acum, cel puțin, pentru campionatul ăsta european. E adevărat, dar deocamdată cred că avem de ales între bancul și bancul. Uite aici ce ocazie. Dar dă cu umărul, cred că a dat cu capul. Dă cu umărul, nu, dă cu umărul, păi de-aia, dă cu umărul. De-aia nu știu cum trebuie. A fost acolo înainte, uite aici, Gianfranco, vezi? A luat cu capul, mă.